Deci eu n-am spus că actualul guvern trebuie să rămână până la alegeri. N-am spus asta. Am spus să nu cadă acum, câtă vreme sunt proteste în stradă. Ele vor scădea, au scăzut deja și vor scădea în intensitate. Cel mai important este ce învață partidele și politicienii când, după ce se termină protestele, pentru că monstru e tot acolo. E în adâncuri. Și el oricând poate fi zgândărit să iasă la suprafață. Și atunci întrebarea e ce faci să eviți să se mai întâmple așa ceva sau ceva chiar mai rău. Și faptul că avem alegeri anul acesta, iarăși, nu e neapărat bine când vine după proteste. Pentru că e posibil ca aceste nemulțumiri să fie orientate, de pildă, spre partide antisistem, gen PRM sau gen Dan Diaconescu. Deși nu cred, pentru că nici asta nu cred că e plauzibil, pentru că, până la urmă, dacă ne uităm, oamenii protestează împotriva actualei clase politice, dar cei care sunt în prima linie. Nu am auzit pe nimeni să spună vrem dictatură, nu mai vrem partide politice, nu mai vrem parlament, nu mai vrem... Nu, cred că românii, într-un fel sau altul, s-au obișnuit cu instituțiile democrației, atât că ele nu sunt credibile în momentul ăsta și nu sunt credibile pentru că ele nu se pot reforma, nu s-au reformat până acum. Parlamentul, partidele politice... La asta mă refer. Deci, eu cred că asta ar trebui să fie următorul pas. Și, sigur, un alt guvern, da, și aici, contează mult care va fi acel nou guvern. Un alt guvern ar putea și el să reclădească încrederea populației. Noi să nu uităm că noi mai avem de făcut reforme. Iarăși, un lucru foarte rău pentru România ar fi să înghețăm reforme la anul ăsta. S-ar putea ca guvernul Boxer nu mai poate să continue reformele în 2012. Întrebarea dacă există un alt guvern care ar putea să facă asta. Și? Dacă există, ar trebui făcută înlocuirea. Nu acum, ci la un moment dat.